Spectacolul nostru continuă, vor veni acum în fața dumneavoastră colindători, chiar din localitate. Urcă în scenă ansamblul Țibleșul din Spermezeu. Trebuie să vă spun că acest ansamblu a fost în anul 1991 din inițiativa domnului Alexandru și a doamnei Mariana Teneș. Grupul este format din copii și oameni în vârstă. Din 1991 și până astăzi au fost prezenți pe scene din țară cât și din străinătate. Dintre participările importante amintim participarea la Cerbul de Aur, Brașov, anul 2001, iar ultima distinție primită a fost distinția Valeria Peter Tedescu la Gala Folclorului Românesc de la Bran, decembrie 2010. Ansamblul Țibleșul din Spermezeu. Yeah.
Oh,
ajuns Sfântul Praz iluminat, care cu drag l-am așteptat. S-a auzit îngerii cântând, cu steaua călătorind, bună veste ne aducând, nouă și la dumneavoastră, că sunteți legea noastră. La anul și la mulți ani! La anul și la mulți ani! Mulțumim ansamblului Sigler și un din Spermezeu. O invit acum și tine pe doamna Mariana Deneș pentru a-i înmâna diploma din partea organizatorilor.